astăzi eu alături de iubita lui Gami, adică Ioana, vom afla dacă am fi compatibil pentru o relație. Înainte să înceapă clipul, v-aș ruga să inundați butonul de like, pentru că așa îmi dau eu seama dacă vă place seria. Vreau să trageți voi concluzia la finalul videoclipului dacă eu și Ioana suntem compatibili pentru o relație. În momentul de față sunt într-o competiție cu toți prietenii mei din cartier. Vreau să-i ajung la followeri de pe Instagram și la subscriberi de pe YouTube, așa că mergeți, dați un follow pe Insta și abonați-vă canalului. Vizionare plăcută. Ați auzit ce facem în intro? Suntem aici alături de Nu cred că ne-am vizitat într-o casă amândoi. Nu, chiar nu cred, nu știu cum locuiește să ai cu tine. Fără să fie surd. Sunt supărat pe el. O să vă zic de ce, da, sunt supărat pe el. Bun, bună Ioana, știi ce facem? O să facem test de compatibilitate. Băi, foarte multe întrebări din astea de pe internet erau dubioase. Am pus și eu așa gen, ceva mai de bun simț. O să încep cu prima întrebare basic, pe care o vedeți în toate chestiile care au treabă cu relații. Seara de film sau date? Seara de film sau date? Da. Depinde. Ce înțelegi prin date? Înțeleg prin date ieșire în oraș la un restaurant. Eu așa văd un date. Eu prefer seara de film. Și eu, e cozy. Îți iei ce vrei, te uiți la ce vrei, faci ce vrei, efectiv, așa la date. Scuze-mă, zi tu. Nu ne-am potrivit că din așa la date, nu știu, eu văd un date bun, ori prima întâlnire, ori ceva gen aniversare de X luni sau așa mai departe. Da, odată ce ești într-o relație de mult timp cu o persoană, nu prea mai e cum să ieși așa la date. Adică da, ieși la date, dar nu e ca și cum ai ieși la date, e ca și cum ai ieși la masă. Da. Și e fun, doar că mie îmi place mai mult să stau acasă, pentru că nu trebuie să mă aranjez, nu trebuie să mă machez, nu trebuie să port pierd. Din punct de vedere al timpului și din faptul că ești fată, da, e mai greu un pic la tine. O să trecem la întrebarea 2, cum îți place să te distrezi? Ești cu prietenii, să mă dau mașiniții. Am venit la piscine să ne bucurim. Să ne bucurim. Nu știu. Să stau cu robinet. Da, sunt o persoană destul de distractivă. Eu, mie îmi place să mă distrez. Îmi place să citesc. Și pe aia să te întreb dacă îți place să citești. Îmi place să citesc. Bă, mie nu-mi place să citesc. Nu am cărți citite multe. Ultima carte pe care am citit-o a fost Framursul Polar. Acum câți ani? 10? Am a 4-a. 9, 10, da, cam așa. Wow, nu pot să cred. Nu știu, la mine, scuze că m-am băgat peste tine. E ok, rom obișnuit. Distracție înseamnă așa. Petreceri. Bă, sunt mai multe moduri de a te distra. Dar, bă, basically, eu mă simțeam cel mai bine când mergeam la petreceri. Mie îmi plac petrecerea, da. Bine, ce fel de petreceri? Bubuială. Mie nu-mi plac petrecerea în club. Adică îmi place să ies în club, dar nu e genul de activitate pe care să-mi doresc cu tărie să o fac. Adică nu cred că exista vreo zi în care eu să mă trezesc și să zic, mamă, ce chef am să merg în club. Îmi plac mai mult petrecerile făcute acasă. Da, house party. Alea stai. Chiar sunt tari. Deci ne distrăm la petrecerea amândoi. Bun. Și tu citești. Întrebare la care nu m-am gândit cum o să răspund. Eu am făcut întrebările. Pe ce îți place să cheltui bani? Pe genți. Ador genți. Dar voi fetele chiar aveți chestia asta cu vreau geanta aia gen. Da. Băi, o geantă. Nu știu dacă e vorba despre toate fetele. Eu ador gențile. Dacă aș avea mulți bani, sunt toată convinsă că mi-aș cheltui o mare parte din ei pe genți, pentru că pur și simplu îmi plac foarte mult. E un lucru care mă face fericită. O geantă mă face fericită. Practic îmi place să-mi cheltui banii pe fericirea mea. Bun. Băi, înainte nu eram money spender așa mare. Am devenit un money spender mare și nu știu pe ce am dat bani. Nici măcar nu ai o iubită pe care trebuie să o scoți în oraș. Deci că nu o să trească să locuiești cu iubita, să știți să mâncați împreună, să faci cumpărături și chestii de-astea. Ascur noi. N-am făcut niciodată cumpărături cu gagica mea. Fii atent întrebarea următoare. Care-i cel mai rău obicei pe care l-ai? Nu e vorba de relație, dar e un lucru pe care, de care Andrei tot timpul îmi scoate ochii. Îmi beau cafea sus, la mine în cameră. Și tot timpul îmi las căile de cafea acolo. Strâng vreo 3-4 5 câini și după aia îmi spune Andrei, bă, nu-ți mai duci căile alea jos. Deci ăsta e un obicei rău de-al meu. Îl categorizăm drept dezordonată. Putem spune și așa. Dat obicei rău de-al meu. Sunt perfectă, n-am niciun defect. Ce aveți? Ok, am găsit un defect. La mine, stai să mă gândesc. Îți place să faci geloase fetele? Da. Eu aș fi împreună cu un băiat care încearcă constant să mă facă geloasă. Dar nu e constant. O dată, nu contează, nu contează. Bine, de fapt, să zicem că merge la început, dar după aia dacă continui să faci asta, e un red flag. Mai am eu un defect de-al tău, da? Hai, spune-mi tot. Locuiești cu psych. Bă, da, asta e rău. Ok, facem prima strigare. Cea mai frumoasă care îmi scrie, vine la mine. Am o întrebare. Peste 18 ani. Am o curiozitate, de fapt. A venit vreodată la voi acasă o fată? Da. Pentru unul dintre voi? Da. Și s-a îndrăgostit de celălalt? Nu. Ai adus vreodată o fată acasă și l-a văzut pe psych și a zis, îmi place mai mult de băiatul ăsta. Bă, dar tu știi câtă dușmănie aș purta eu pe fata aia și pe psych dacă s-ar întâmpla asta? Și făcut așa un fel de aranjament înainte să vă mutați împreună, că gen bă, ne-am gândit cum o să fie, fii atentă, ne-am gândit cum o să fie când o să aducem fetele la noi acasă. Ia, luați aminte fetelor, dacă vreți să ajungeți la Robi acasă, trebuie să știți următoarele... Când a adus el fete acasă, eu plecam. Gen, eram cu voi, eram la zbor în terasă, eram oriunde altundeva, dar nu eram acasă. Am înțeles. Și la un moment dat mi-a zis o prietenă de-a lui că vrea să mă cunoască și pe mine. Și am mers și eu. Când a fost rândul meu, n-a fost bine. N-am mai râs cu tipa acasă, că a venit Saic. Din partea ta. Da, eu cred că Saic e gelos și vrea să te aibă doar pentru el. Scrie-te într-un cuvânt. Nu spune perfectă. Nu se cum
cum să nu se pună înaltă? N-am pus niciodată scundă, nu știu cum e să fii scundă. Este un cuvânt care mă descrie fizic. Multe altele, adică frumoasă, perfect tot el. Gluez. Nu știu, haideți să ne descriem unul pe altul într-un cuvânt. Ok. Eu aș spune că Robinet este un om haios. Haios? Cine folosește cuvântul ăsta? Amuzant! Amuzant. Scuze, citesc azi. Da, stai așa, eu nu prea citesc, gen cuvintele mele sunt... Tot, dar nici eu nu citesc în română, deci degeaba. Vocabularul meu este limitat. Bă, la tine spune, nu știu dacă vreau să zic friendly, că mă limitez un pic, gen. Dar chiar ești foarte de treabă. Simt că te-am pus un pic jos când am spus asta. Adică meriți mai mult, mă. Oh, mulțumesc. Bine. Poți să zici perfect, e ok. Bine, mă. Așa. Bă, uite, că spune mai devreme de înaltă. Eu când văd un tip înalt cu o tipă mai mică, se pare tare. Dar la tine și Gami, când sunteți înalți amândoi, vă văd ieși tare, dar îmi da așa un gând de seriozitate, de eleganță. Fii atentă, când te uiți la filme, nu vezi în filme un tip înalt rău și o tipă mică rău. De obicei sunt la aceeași înălțime. Și de multe ori în filme se întâmplă să fie o scenă în care el e la costum și tipa e în rochie. Și arată bine rău de tot. Așa ne vezi tu pe noi? Da. Ah, ce drăguț. Am ieșit prima dată cu el la ceva mai fancy și el nu mi-au spus de dinainte că o să fie fancy. Erau îmbrăcați amândoi bine rău. Oh, mulțumim, Robide. Și tu cu Saic v-ați asortat foarte de mult. Lasă, uită de el. M-a supărat. Datorează o femeie. Datorează o femeie? Da. Ce te înfurie cel mai tare? Unele persoane. Depinde, nu știu. Ce face cineva și te deranjează pe tine? Uite, eu aș spune că pe mine mă înfurie rău de tot minciuna. Gen când aflu ceva ce teoretic n-ar trebui să aflu. Bă, în viața mea n-am făcut un vlog așa serios, ești frumos. Da, chiar e foarte ciudat. Te obișnuită să facem chestii amuzante. Bine, amuzante. Din punctul nostru de vedere este amuzant. Nu știu dacă oamenilor li se pare amuzant, dar e un vlog serios. Să transferă mustață. Chiar? Nu. Mă enervează când cineva îmi spune că îmi transpiră mustața și o panichează. Și ori te-ai scos din asta, nu vine să cred. Adevărat, mă enervează când nu mă răspunde la telefon. Oh, da, asta e enervant. Adică, nu când știu care treabă, logică nu-l caut. Dar, de exemplu, dacă e în mașină, să zicem. Vorbim la telefon, după aia închidem și mi-amintesc că am uitat să-i spun ceva și îl sun înapoi. Și nu răspunde, da. Eu mă gândesc, mamă, a murit. A făcut accident și a murit. Deci asta s-a întâmplat. Doar aș vrea să știu că e bine și că e în viață, atâta tot. Nu trebuie să răspundă neapărat, nu știu, să-mi dea acolo, știi, mesajele alea automate. Dacă scrii OMW pe iPhone, se traduce on my way. Din măcar un dă-la, să-mi dea să știu că e bine. Să mă înfurie ce mai tare. Să-mi zic că ești prietenoasă. Bun, următoarea întrebare este, care este cea mai importantă realizare a ta? Am realizat că uneori am gușă în vlog. La noi e un pic nașpa, dacă stai să te gândești că ne filmează pe încă, ne filmează așa. Exact. E, cea mai importantă realizare a mea este... Cred că relația mea e cea mai mare realizare a mea. Relația? Da, chiar că nu e practic, nu e meritul meu că am o relație, nu e neapărat o realizare, doar că e chestia mea preferată despre mine. Ce drăguț, că am fost în stare să am o relație de 5 ani de zile. Mă, mult rău, a mea a fost cea mai lungă, 2 luni și s-a sfârșit, urât. E pare rău să auzim asta. Da. N-am vorbit niciodată despre mine pe YouTube, dar ați aflat ceva și voi în premieră. Bă, la mine e cea mai mare realizare a mea. Teoretic se datorează și mie, și prietenilor mei, pentru că acum, la 19 ani, sunt aici alături de voi și încerc să fac... Încerc să fac, nu știu, chestiile bine. Nu știu, asta mă face pe mine să mă simt cel mai mândru. Gen, când stau și mă gândesc, bă, ce am făcut eu vreo important în viața asta? Stau singur la 19 ani, se pare tare rău. Probabil, bine, suntem niște oameni realizați. Let's go, pot să mă liniștit. Ok, următoarea întrebare, la care probabil știu răspunsul, dar totul bun. Care e partea ta preferată a corpului? A corpului cui? Al tău. Al meu? Sau al meu? Ok, facem tu la al tău și după aia am zis și la al meu. Și după aia eu la al meu și după aia zic și la... Deci, partea mea preferată a corpului meu este tot. Contrar faptului că am avut o grămadă de carii și chestii, îmi plac foarte mult dinții mei. Pentru că sunt foarte drept și albi. N-am purtat aparo dentar niciodată. Deci chiar sunt foarte mulțumită că am dinții frumoși. Pentru că m-au zis că e foarte dureros să porți aparo dentar. Bă, e dureros să faci orice ce înseamnă de dentist. Nu vreau să vă sperii sau ceva. Evitați. Da, corect. Dar dacă aveți nevoie, mergeți. Plac și dinții tăi. Da? Da. Bă, zâmbetul nu se pune ca o parte a corpului. Că ăsta e cel mai mare atut pe care l-am eu. La mine îmi place foarte mult. Bă, îmi plac mânuțele. Mânuțele? Am pau așa, știi, de alea de pisicuță. Și la tine plac urechile. O să vă zic ce vreți să auziți. Scrieți voi în comentarii care e partea voastră preferată a corpurilor noastre. Și o să uite de mine. Ce te descustă cel mai tare? Adică icuri. Da, mulțumesc. Și acum am spus și în vlogul Denisei. Aveți link în descriere. Am câteva icuri, doar că un ic pe care nu l-am menționat în vlogul acela este atunci când un băiat sau o fată, nu contează, nu lasă tips la restaurant, ok?
Cam văzut că mai mulți au spus că nu sunt politicoși cu ospătarii și așa. Nu, nu lași tips. Dacă nu lași tips, nu ieși în oraș, ok? Bă, da, e urât să nu lași tips. Înțeleg dacă n-ai. Uite, și eu am avut momente în care efectiv nu aveam bani cash la mine sau aveam doar câteva hârtii de un leu sau ceva. Dacă e o situație de genul ăsta, dacă n-ai unde să te duci să scoți bani și nu ai la tine, ok. Dacă ai portofelul plin de bani și din propria inițiativă nu vrei să lași tips, urât din partea ta. Este un ic efectiv dacă eu ies la restaurant cineva care nu lasă tips. Îți pare... Deci așa de la masă. Așa sunt eu. Pe mine mă dezgustă foarte mult. E vorba de atitudine mult. Adică, uite, eu când merg pe stradă și mă uit după o fată, prima dată la cum merge. Și nu e vorba gen de doar stilul de mers, e vorba de atitudinea cu care merge pe stradă. Nu m-am gândit niciodată la asta. Eu da, mi se pare foarte atractiv un mers tare. Dar ce fel de atitudine nu-ți place, Robin? Gen, nu-ți place când o fată nu are încredere în ea? Sau nu-ți place când o fată are prea multă încredere în ea și pare slabă? Mi se pare tare ca o fată să aibă multă încredere în ea. Mi se pare nașpa, gen, ia să fie bine, uite, pick me, urăsc pick me. Arăți bine, știi că arăți bine, știi că ai o formă a corpului frumoasă, știi că ai un pe frumos, ai frumos și așa mai departe. Pick me e cea mai dezgustătoare chestie. Nu-mi place să vorbesc cu nimeni care e pick me. Nu fiți pick me, uite-l, altfel el nu o să vă pick you. Bun. Fii atentă, că asta e tare. Îmi place rău de tot întrebarea asta și de multe ori o pun. Care crezi că sunt beneficiile unei relații? Beneficiile unei relații? Să mă spunesc. Da. Legal vorbind, o să iei împrumuturi bancare mai ușor. Pe bune? Da. E ceva de genul ăsta, că dacă ești căsătorit, poți avea parte de un grămadă de avantaje, cum ar fi în facultate. Dacă ești căsătorit, puteți să primiți o cameră de cămin doar pentru voi doi. Mamă, cât de tare! Dacă sunteți căsătoriți. Deci sunt multe beneficii, legal vorbind. Și un beneficiu moral vorbind ar fi faptul că ai întotdeauna pe cineva pe care te bazezi. Știi că există cineva acolo care te iubește, tu iubești persoana aia. Care e distractiv să ai o relație? Ok, mainly, vreau să zic ce ai zis tu. O să vin cu niște completări. Într-o relație, eu caut și niște schimburi de experiențe. Corect, ea e mai bună pe un plan, exact. Ea e mai bună pe un plan, învață chestii, eu sunt mai bun pe un plan, învăț chestii. Și la un moment dat o să ajungeți aceeași persoană, efectiv. Exact, o să fie mini-mi. Asta ar putea să zică și Andrei asta dacă aș fi mai mică ca el, dar sunt mai mare ca el, fizic vorbind. Nu sunt mini Andrei, el e mini, eu mai mic. Ce te sperie cel mai tare? Nu știu, bă, mi-e frică de pânze. Chiar? Mi-e frică de fantome. Da, că nu despre asta, mă. Relație. Oh, relație. Mi-e frică să nu moară, nu? Da, mi-e frică să nu pățesc ceva rău, să fie răpit. Altă frică n-am. Dacă ai avea o iubită, care ar fi cea mai mare frică a ta? Aș spune înșelat. Dacă stau să mă gândesc, ok, mă înșelat. Exact. Când ai o relație, tot timpul ai o frică. E ca și cum ai avea un copil. Ai o frică ca celălalt să nu pățească ceva rău. Tot timpul te gândești la persoana cealaltă. Trece ceva timp și nu vorbiți, te gândești, bă, oare o fi bine, oare a pățit ceva. Dacă are o prezentare sau o chestie importantă, te gândești, mamă, eu fi mers bine, nu știu ce. Adică tot timpul ai frica asta. O să înțelegi când o să mai crești. Bă, mi-e frică dacă nu dați voi like și dacă nu vă abonați canalului.